Bună seara și liderului Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Kelemen Hunor. Bună seara! Bună seara! Pentru dumneavoastră, domnule Kelemen, de la ce pleacă negocierile astea privind formale, informale, cum vor fi ele pentru formarea viitorului guvern? Vor fi două echipe. Prima echipă va discuta despre programul de guvernare, măsuri imediate pe termen scurt și deziderate pe termen mediu de 4 ani de zile pentru acest mandat. Și aici trebuie să fim foarte exacti. Trebuie să propunem lucruri care pot fi realizate, nu populisme, nu demagogie, nu promisiuni fără acoperire. Și a doua echipă va discuta structura guvernamentală și, bineînțeles, tot ce înseamnă ministere, portofolii, și inclusiv Parlamentul, fiindcă și acolo trebuie să vedem conform algoritmului cum împărțim în interiorul coaliției, dar și cu opoziția, fiindcă acolo și opoziția trebuie să primească tot ce se cuvine conform algoritmului, pozițiile parlamentare. Deci de discuția politică. Dar cel mai important este programul, că dacă reușim să coagulăm un program cu deziderate importante, atunci se poate merge mai departe, mult mai ușor. Ce nu trebuie să lipsească din programul ăsta de guvernare în ceea ce vă privește? Locurile de muncă, agricultura, dezvoltare economică, dezvoltare infrastructurii mari, autostrăzi în primul rând, și drepturile minorităților, păstrarea, protejarea drepturilor minorităților etnice. Tot ce se poate descrie cu siguranța comunității, cu siguranța cetățeanului, cu siguranța familiilor, atât pe plan existențial, venituri, locuri de muncă, dezvoltare economică, pe de o parte, pe de altă parte, păstrarea identității lingvistice, etnice, identitatea comunității. Vă așteptați, domnule Kelemen, să primiți un anumit număr de ministere, adică plecați cu această idee că trebuie să fie minimum X ministere la UDMR? Când vom ajunge la momentul discutării portofoliilor, vom pleca de la ponderea noastră. Depinde câte ministere vor fi. Vor fi 9 ministere, 11, 18, 19, 17. Nu am discutat aceste aspecte. Și în funcție de numărul de ministere, bineînțeles, fiecare va solicita conform ponderii din interiorul coaliției. Așa se face de fiecare dată. Nu vedem acum, așa funcționează coalițiile politice. Și așa trebuie să mergem și în acest moment. Dacă sunt 10-11 ministere, sigur, e altceva. Dacă sunt 18-19-17 ministere, e o altă discuție. Păi nu, e o diferență, iertați-mă, ca să înțelegem bine, e o diferență de număr, evident, cu dacă-s mai puține, dar proporția se păstrează. Întrebarea se păstrează, este... absolut. Da, a, deci e o chestie de proporție, spuneți dumneavoastră. Da. Bun, dacă guvernul e foarte suplu și are 10 ministere, primiți unul. Nu e nicio problemă. Dacă asta va fi decizia să fie un guvern foarte suplu, atunci fiecare va avea mai puține ministere. Dar nu am discutat aceste aspecte. Nu vreau să merg de mult prea departe înainte, fiindcă nu am început discuțiile. Astăzi am stabilit că vom încerca să formăm o majoritate parlamentară și să guvernăm împreună cele trei partide, formațiuni politice, PNL, UDMR, USR+. Vom intra în discuții detaliate începând de sâmbătă. Bun, știu că nu mai puteți rămâne mult, așa că ultima întrebare am. Dacă vă doriți un anume minister, unul sau mai multe ministere anume? Nu putem să spunem în acest moment ce ministere vom dori, dar vreau să precizez că toate speculațiile care au apărut în presă n-au nicio bază reală. Fiecare au apărut legate de mediu și cultură, din câte știu. Da, deci fiecare a proiectat... Pentru că le-ați mai avut de asta. Sunt pe trecut, deci proiectează viitorul văzând ce am făcut noi în trecut, dar nu avem noi o astfel de decizie și nu vom cere aceste ministere, sigur. Mulțumesc foarte mult, Kelemen Hunor, președinte UDMR. Cristina Prună, e vreun minister care nu ar trebui, în opinia dumneavoastră, să ajungă la UDMR din vari motive?